Mașina postului de poliție Mitocu Dragomirnei a fost vandalizată. Un localnic supărat pe oamenii legii a luat o furcă și a lovit autospeciala din dotarea postului de poliție. Polițiștii au fost chemați la planarea unui scandal, dar au ieșit cei mai păgubiți pentru că mașina le-a fost distrusă. Joi seară, polițiștii din Mitocu Dragomirnei au fost anunțați de un scandal produs pe raza comunei. La fața locului s-au deplasat doi agenți din cadrul secției 8, Poliție Rurală Adâncata, cu autospeciala din dotare. La sosirea echipajului, mai multe persoane s-au repezit către polițiști, moment în care un bărbat ce ținea în mână o furcă a lovit autovehiculul. Oamenii legii au cerut sprijinul luptătorilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava. La fața locului s-au deplasat doi agenți din cadrul secției de poliție Rurală Adâncata cu auto special, în momentul în care mai multe persoane aflate la fața locului s-au repezit către aceștia, dintre care o persoană de sex bărbătesc, care ținea în mână o furcă, a lovit auto speciala de poliție. Întrucât înspre agenții de poliție s-au apropiat mai multe persoane, printre care și femei și copii, polițiștii au acționat cu responsabilitate și nu au făcut uz de armamentul din dotare, solicitând sprijin luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale și Poliției Municipiului Suceava, în vederea aplanării conflictului și identificării persoanelor implicate în incident. Cu ocazia intervenției și a primelor verificări s-a stabilit că agresorii sunt trei bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani. Două dintre cele trei persoane au fost imobilizate și au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și cercetări. De asemenea, la această oră se efectuează verificări pentru identificarea celui de-al treilea suspect și stabilirea cu exactitate a gradului de participație a fiecăruia și a condițiilor producerii evenimentului. Se continuă cercetările pentru comiterea infracțiunilor de ultraj și distrugere, cei doi suspecți identificați fiind reținuți de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore.